Sunt aceste cunoscute pământuri, uite aici așa, Terra Infinita, da? Sunt 178 de pământuri cunoscute, toate aceste pământuri sunt cunoscute. Atenție, fiecare biosferă, un pământ este o biosferă, este în apă. Are viața, are tot, și dintr-una într-alta se poate circula, se poate trece. Cine trec? Cei care poate să facă, extraterestri. Pentru că peste apa aceasta, când e sus, încolo, este universul acesta care este un univers infinit. Dar această apă, pentru că spune Biblia, Dumnezeu a deschis apele de ape. Spune primul verset din Biblie, din Geneză. A deschis apele de ape, a pus firmamentul, da? A scos pământul, a făcut soarele, luna, a pus luminătorii și e... Deci a deschis apele de ape, adică eu sunt între ape pus, că spune Biblia. Mă trebuie să știi, când au venit Anunnaki, la fel le-au spus același lucru, putem citi chestia asta. E greu, știu că e greu. E greu numai... avem toate aceste mărturii luate. Ștefan, Laura, mulțumesc, dragă, pentru abonare, mulțumesc, Ștefan. Tu ești la mine de mult, parcă, abonată. Și pământul de unde l-a luat? Cum pământul de unde l-a luat? Pământul a fost, pământul a fost creat de Dumnezeu din ocean. Deci când Dumnezeu a creat pământurile. Deci da, sub apa asta, sub apa asta de stăm noi în ea. Da. E un pământ jos, un mal. Da, clar. Da? Nu e apa așa în aer. Cum să nu? Pământul stă pe piloni. Și sub avem două firmamente. Avem firmamentul de sub apă, care este apă foarte salinizată, foarte densă, prin care nu trece nimic, care această barieră desparte de oceanul celălalt de jos și este oceanele noastre pe care stă pământul, are pilon de susținere. Și tot cercul acesta al pământului este... au munți de bazalt și pe acești munți de bazalt stă firmamentul, stă cupola. Cupola se mișcă, se învârte, pentru că ea pe ea are constelațiile și 365 de zile, într-un an de zile, constelațiile se învârt. Doar steaua polară stă fix aici, nu se învârte. Restul toate se învârt, da? Și noi de aceea știm că odată într-un an de zile, constelația lui Pește ajunge exact în locul unde noi o vedem acum. După aceea ea dispare. Pe când planetele care sunt, așa zise planete, acele stele călătoare care sunt, da? Ele au anumită traiectorie unde? Deasupra conului Pământului, care de data aceasta ele sunt deasupra firmamentului. Bun. Și dacă nu trece nimic. Da. Cum asteroizii de mai ca Maca, nu există asteroizi, nu există comete, nu există nimic. Ceea ce există, există rupturi din firmament. Firmamentul care se învârte, care este un rotor, partea de jos cu pământul. Noi le vedem noi stele căzătoare. Da, mă, da. Alea sunt rupturi din firmament. Deci firmamentul este casant. El se rupe. De ce? El este circulant, el se învârte și se rupe, se consumă. Și el se rupe și pică bucățele mai mici sau mai mari. El are 270 de grade minus. Da? El în momentul când se rupă, proprietatea datorită electromagnetismului care există, el cade, da? Nu gravitație, că nu avem gravitație sub o cupolă. Nu avem, că nu avem treabă cu gravitația aici. Și atunci, el fiind rece, intrăm în zona în care este foarte fierbinte a soarelui, lasă dâra de apă, da, de vapori, că se vede că e lungă, da? Ăia sunt, este apa care se, prin care el se topește și la un moment dat dispare. El când trece în barieră, când ajunge în bariera de apă, asta de la 120 de kilometri, el ajunge bucăți deja de un material necunoscut nouă, ajunge să pice pe pământ și se mai găsește. Practic sunt două cupole, gen.
Două, corect, sunt două. Prima este o barieră care nu lasă să străpungă nimic către soare și către lună și al doilea este firmamentul pe care stau stelele, pentru că stelele sunt pe firmament în exterior, e apă și pe conul Pământului în sus sunt planetele care le avem. Știm, prima e Mercur, avem pe Venus, avem Marte, avem Jupiter. Ce anume? Planetelor, fi sau e la mișto? Ai, lasă-i pe ăștia, la mine nu poate să scrie nimeni pentru că folosesc tehnica. Ok, nimic de zis. Și ăștia de se filmează ei din spațiu, din stratosferă, gen? Nu există filmări din astea. Totul o minciună, nu se urcă mai mult. Cel mai mult care ajută, în primul rând trebuie să te gândești așa, stai puțin să le spun la ei mei. Deci, dați drumul la video, faceți împrăștiați-l, de-abia 5 l-ați dat. Aveți inimi de făcut, nimeni n-a dat nicio inimă să vă fie rușine și tap-tapuri doar 3,9. Sunteți 244 de oameni. Păi bine, și gen, dar avionul zboară la 10.000 de metri, la 12.000. Zboară și la 20 de kilometri, sunt avioane, până în stratosferă se duc baloanele, până la 30 de kilometri se duc. Nu, asta zic aia care fac filmări la 30 de kilometri. Fac, da, fac. Din baloane se fac la... Păi te poți duce până sus la... Păi cine a ajuns? Virgin Airline a ajuns ăsta, șeful de la Virgin, da? S-a dus până la 90 de kilometri a zburat sus. Păi aia, bariera la cât e? La 116, 118 aici. Gen, până acolo poți să te duci să filmezi? Poți să te duci, poți să te duci până acolo. Păi da, avem rachetele private, GoFast Rock sau NASA care urcă, fac curba. Elon Musk vrea să străpungă și nu poate, că Elon Musk mai nou și-a făcut racheta care e în formă de cuțit în față, care vrea să străpungă și nu poate, că ultima dată i-a explodat. I-a explodat. Te întreb acum altceva. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă ei ar străpunge? Nu poate, este imposibil. Ar da în zona, nu ar putea pentru că intră în zona de ăsta și acolo sunt niște călduri astronomice de mari pentru că este zona soarelui. Și nu se poate intra, acolo nu intră nimeni în zona. Nu, dacă străpunge prima barieră, zic. Nu poate să treacă de aia. N-au trecut nici cu arme nucleare în anii 60, 62 și rușii și americanii prin operațiunea Fishbowl au încercat să facă treaba asta. Nu poate. Nu pot. N-au găsit modalitatea. Ei vor să treacă. Vor. Pentru că ce se întâmplă? Ei spun că au fost pe lună, au fost un cur. De unde să treacă pe lună că n-au fost pe lună? Minciuni. Aici ai dreptate cu o chestie, ascultă-mă. Acum 4 ani de zile, 5 ani, văd un interviu în care Trump, care era președinte, da, îl întreabă pe ăla de la NASA, îl întreabă. Și zice, domnule, noi de ce nu mai mergem pe lună? Și ăla de la NASA îi spune, păi nu mai mergem pentru că e costisitor și nu putem să trecem de centura de asteroizi Van Allen. Van Allen. Și acum Trump îi zice, păi cum adică, domnule? În anii 70 am avut tehnologie să trecem de centură și acum îmi spuneți că nu avem tehnologie să trecem de centura de radiații Van Allen? Și aici s-au pierdut ei. Bă, asta într-adevăr e un interviu dat. Știu, l-am văzut. Păi nu, adică cum, în anii 70 aveai tehnologie și acum nu ai? Nu. Ei spun că au pierdut telemetria și din cauza faptului că au pierdut telemetria de zbor, da, nu mai poate să ducă să... alunizeze, da, selenizeze, că sunt două cuvinte aici. Tot în anii 70 nu mai poți în 2024. Deci tu trebuie să te gândești așa, Maca, niciun om, inclusiv nici prunariul al nostru care zice că a fost în cosmos, da? Nimeni nu s-a ridicat un metru de la sol într-o rachetă. Nici cei care sunt pe ISS, pentru că ISS sus nu există, există legat în macarale la Cape Canaveral și toți stau pe pământ, bine mersi, timpul trece și au o perioadă în care ei își fac treburile în hangarele lor pe pământ, filmare, chestii și toate treburile acestea, toate regizate, prins în cabluri și parcă ar fi niște clowni. Nu, dragule, totul este o minciună, totul este un fake, nimic din ceea ce vezi nu este adevărat.
Băi, chiar nu putem să facem obiectivul de că s-a demonstrat. Chiar nu putem să distribuim, e problema voastră. Minutul de aur la mine îl primiți când sunt făcute. Ați reușit să fiți 300, după ce termin cu MACA vă dau drumul la... pentru că aveți minutul de aur, da? Dar asta înseamnă că acele inimi de sus care sunt, care e valoarea unui trandafir, da? Vrei să spun ceva, Achi? Da. Tot ceea ce spui tu, corelat la treaba cu interviul de l-am văzut și corelat la treaba că s-a demonstrat că aterizarea pe lună a fost fake, făcută de Stanley Kubrick, mă face să cred că chiar am fost mințiți 50 de ani, suntem mințiți în continuare. Adică, MACA, 100%, dacă 50 de ani și îmi spui că ai aterizat fake pe lună, șefule, nu mai cred nimic. Nu, nu. Păi da, avem toată filmarea în studio făcută, omule. Deci avem, Assange a dat drumul la material. Assange a dat drumul la material, la tot. Păi Kubrick, interviul lui înainte de a muri, cu o lună înainte de a muri, ne-a spus foarte clar. Da. Adică chiar nu știm nimic, absolut nimic. Ba, știm. Știm, pentru că eu știu și eu vă spun și voi nu trebuie să mă credeți pe mine, voi trebuie să vă puneți să studiați singuri. Și în momentul când studiezi singur și vei vedea că idiotul acesta, ăsta, zăpăcitul acesta, nu se învârte și nu are o axă și este imposibil ca această apă să fie curbată, pentru că legea fizicii nu-ți permite ca apa să curbeze, nu-ți permite legea a doua termodinamice să ai o presiune de gaz fără un container. Unde e containerul la mine? Datorită faptului că eu nu mai am densitate mare a moleculelor de ceea ce este în aer, da? Îmi pare foarte rău. Bullshit, nu există așa ceva. Pentru că tu mie nu poți să-mi demonstrezi niciunde treaba asta, nu poți să-mi faci un experiment. Tu la o scară redusă, pentru că ar merge, am gravitație aici, pentru că am gravitație, uite că este gravitație, că așa spui tu, că asta este gravitația, și ai putea să-mi demonstrezi la o scară de 1 la 10.000, poftim, fă-m un pământ mic cu pământ care se învârte cu 1600 de kilometri la oră, vezi dacă ține apa. Da, vrei să spun ceva, uite, și ca istorie, ne lipsesc 1000 de ani. Corect, domeniul meu, care eu l-am descoperit în România, care eu am venit prima dată cu chestia asta. Ăștia ziceau că de fapt noi acum suntem în anul 900 și nu știu cât. Deci, de fapt. Dacă am luat-o, să o luăm așa, ne lisesc că au fost adăugați în plus 1702 ani, spun câțiva. Dar se merge pe 1000 de ani pentru că Papa Grigore al XIII-lea, cel care a schimbat calendarul Iulian în Gregorian, da? La sfârșitul anilor 1500. Poftim? Lipsesc 846 de ani. În fine, aproape de 1000, da, suntem acolo. În toate cărțile care sunt scrise vorbesc de 1000 de ani. Problema este că eu văd aceste falsuri astăzi peste tot locul în Austria. Le-am filmări făcute tot, da? Pentru că știm că înainte se scria, se numerota timpul de la anul lui Hristos, anul 0, cu J, se punea J de la Iezus. Și în momentul când eu am pe catedrala Sfântului Ștefan J731, păi mie nu poți să spui că J-ul din față este identic cu unul din spate. Mie nu poți să spui că mie scrie 1731. Nu merge. Pentru că eu știu, pentru că eu îl văd pe J-ul acesta în scrierea ta mai departe acolo. Când tu mi-am scris Iohannes, îl văd pe I-ul ăsta, J-ul ăsta. Și modificările care se fac și tot. Deci avem 1000 de ani băgați în plus. Problema este, știi care e MACA problema? Problema este că noi nu avem istorie în România. Ce să-i? Smartwatch. Smartwatch? Smartwatch. How much is this? Secund. Secund. Oh. Secund. Give me... Quanta? 5. Ești la român? Da. Mi-e piti piti la Mila Moldova. Păi cât mă, cât? Cât la 50 de franci. 50 de franci cât e? 50 de lei, 50 de lei. 50? This went 40 second. 50 de euro, mă? 50 de euro. E mult, mă. E mult. Cât e des, mă, tu? 20 de euro. Da? 20. Cât e de 20? E mult, mă. Nu, mă, tram. E mult, mă, tot e mult. Să rom, să am, să sunt romano, mi-a dat cu colesul. Demera, venisem cu colesul, mi-a dat cu colesul. Bravo.
Nesemne. 20. Ai încărcător? Da, la încărcător. Unde? Da, le grea. Te distrug dacă n-ai avut care la nu, gata, 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 la moș. Trebuie cu precuș. N-ai probleme. Hai, te pup. Unde ești? În ce zonă? Smartwatch din ăsta de, cu telefon, cu ăștia, de-l mufesc la telefon. De, e bine. E bun, e bun, e bun. Cât? 20 ai dat pe el? Da. E bun, merită. 20 merită. Cum? Maxim 5 euro, bă, ești nebun. E fake. Fugi, mă, de aici. Fugi, mă, de aici. Nu ești fake. Și voi știți la ele, a? Ori 2, ori 2, ori 2, ori 2. Haideți la ori 2. Ăla e 5 euro pe Shane. Nu e mă defect. Ei, wow, avem urmăritor. Bă, întotdeauna mor pe oamenii care să cred mai ciumești ca mine, să mor eu dacă nu. Puțin. Da, ma, ca să știi că acești 1000 de ani sunt eu. În primul rând, l-am cumpărat, că știu cum ce înseamnă să fii hoț și să nu-ți ia nimeni marfa, să n-ai niciun ban în buzunar. Dar voi aveți creierul atât. La ori 2, la ori 2, la ori 2. Haideți la ori 2 să creștem. Și dacă e fake, e fake. Să, ce dacă? Eu v-am mai spus voi, eu gândesc la un alt nivel de asta, pe alte părți. Pune, Liana, pune mănușa la un minut, pune mănușa, nu acum, la un minut. Hai să vedem. Că de bătut nu-l... N-auzi că l-am cumpărat, că știu ce înseamnă să furi la colecție, să n-ai un ban în buzunar, să nu-ți ia nimeni marfă. Da, Florinele. Suntem 75 de abonați, am crescut într-o săptămână, sunteți... Câți am crescut? 35 de abonați într-o săptămână, dragilor. Haideți, pentru că ați văzut, doar voi aveți dreptul să scrieți, aveți minutul de aur. Mai faci puncte acum? Păi n-am cu cine să fac. Și deocamdată nu e nimeni. Pulele mele, ascultă-mă. Da. Spune-mă dacă am dreptate. Ăștia zic că eu nu sunt de părere că Pământul are milioane de ani. De ce? Că zice așa, fii atent. În Biblie spune că în momentul când Hristos a murit, da, Dumnezeu a deschis porțile raiului și l-a scos pe Adam din iad, care era acolo de 5018 ani. Deci, 5018 ani era Adam acolo de când a murit, plus 900 de ani cât a trăit, 6000 de ani, plus 2000 de ani de atunci până acum, Pământul are 6-7000 de ani. Nu, 8-9000. Scade 1000 de ani, pentru că 1000 de ani sunt băgați din burtă. 6-7000. Suntem la 6000 de ani, așa este, suntem la 6000 de ani. Asta este chestia, da? Ia vedeți acolo că suntem aproape, nu pierdem! Un snipe acum! Băi, nu se poate! Se poate, domnule. Bă, fii atent acolo! Bă, mi-a făcut plăcere ca de fiecare dată să... Nu mai bine! Vorbim, vorbim, pentru că sunt subiecte faine, numai bine!